Mi-a zis așa, mami, sunt disperat, unde e Mădălina? A venit Mădălina, nu știu ce, deci trezită din somn. Nu, nu, ce s-a întâmplat? Păi uite ce mi-a făcut, că... Uite, m-a lăsat în București, a pus garda pe mine. Nu știu unde e, a fugit în mașină, mi-a luat 50 de milioane, un lanț de aur și a fugit. Femeia susține că bărbatul cu care trăia fata ei, Costică Boieru, i-a spus că Mădălina a dispărut din mașină în Ferentari, unde se duseseră să cumpere droguri. El ar fi oprit la cineva la poartă, a lăsat-o în mașină 15-20 de minute și când s-a întors, n-a mai găsit-o. Dar tu mai știi ceva de ea? Păi de unde să știu, de unde să știu? Prin prietenii voștri, prin nimic? Da, mai, tu crezi că i-a întâmpinat seama de ce ceva să nu spun, mă, măi? Mama fetei dispărute se teme că fiica ei să nu fi fost sechestrată, vândută sau chiar omorâtă. Ar fi sunat, vă obișnuia să vă sune. O obișnuia de fiecare dată să mă sune, indiferent unde era. Vorbeați în fiecare zi cu ea? În fiecare zi de vreo 4-5 ori, poate și mai mult. Simțiți că mai e în viață fata de noastră? Nu știu nimic. Va mai fi. Deci nu simt nimic, ar mai părea de undeva. Femeia a sesizat poliția și spune că Dicot a luat probe și amprente din domiciliul de la Topoloveni. Susține că Mădălina avea un ceas Rolex de 17.000 de euro, cu care nu a mai văzut-o la mână. Verișoara Mădălinei, Mihaela Năstase, a primit de la Mădălina un SMS în care îi spune să le transmită tuturor că e la țară, într-o comună din Argeș. M-a sunat să mă întrebe ce fac, mi-am spus bine, sunt la muncă. După care mă întreabă, auzi, am vorbit eu vreodată ceva urât despre fată Monica? Mă uit așa, nu, de ce? Păi, mi s-a spus că am vorbit eu urât la adresa ei și nu știu, și nu, nu, niciodată, cu mine cel puțin nu, n-ai vorbit. Păi da, că mă cam amențe, că vine în țară. După care mi-a dat un mesaj și mi-a spus, mai dacă te întreabă cineva de mine, îi spui că sunt la țară, dar mai multe nu. Ultima perioadă când am venit într-un concediu, eu nu știam că fumează și m-a întrebat, ai țigări? Da, și am întrebat, tu fumezi? Și am zis că da, m-am apucat de fumat. Ea tot timpul avea bani. Și în ultima perioadă nu mai erau bani, nu mai erau... În ziua dispariției, Mădălina purta un training gri, o geacă roșie și era încălțată cu Adidas aurii. Nu avea asupra ei acte de identitate. Tânăra a fost dată în urmărire generală.